Am auzit că acest bulangiu, că altcumva n-am cum să-i zic pe nume, Flavius, si se mai spune și Ectas sau așa, a scos un videoclip despre mine și m-a denigrat în ultimul hal. Deci doar vreau să vă arăt câte prostii și câte minciuni a putut să spună acest om despre mine. Deci eu sunt... Primul rând, hai să începem cu cine e Samurai Haida. Samurai Haida este un băiat care pe Instagram se face cunoscut drept Cristian Telefonier. O să vă las aici o poză cu Instagramul lui. Le vedeți aici. Și care pur și... Uite, stați un pic. Care pur și simplu pune poze numai cu el, numai flexându-se, care vagabond, care Mercedes-ul... Bă, deci, pur și simplu, băiatul ăsta se crede un bombardier. Deci, în primul rând, acest oligofren are tupeul să spună că eu mă flexez cu nu știu ce. Nu, eu nu mă flexez cu haine de bombardier sau cu Mercedes-ul vecinul sau ceva el să spună acolo ca să și opri din a vorbi. Nu, eu nu fac asta. Eu doar vreau să-i arăt lui cât de sărac e. Dacă mi-aduc eu bine aminte, pe Instagram-ul tău tu postezi niște poze așa mai interesante. Ia să ne uităm un pic. Deci, pe când eu stau să-mi arăt valoarea, tu stai să faci poze cu a patra ta soție. Pleacă-mă de aici, ce sunt astea? Ești gay sau care e ideea? Că nu înțeleg. Postez poze de-astea mai așa... Interesant, interesant. Foarte fraier. Din 2018, da? Acum 2021, vreo 3-4 ani. Auzi? Din 2018 până în 2021, vreo 3-4 ani. Am avut noi discuții despre cum tu nu prea te pricepi cu numerele, dar acum te-ai întrecut pe tine însuți cu asta. 3-4 ani din 2018 până în 2021. Frumos. Și de-abia am început anul, deci forță. Tot restul segmentului se aplică și în ziua de azi, deci nu mai stau eu să mă repet, că nu mai are sens. Tot ce am scris acolo în mesaje, tot ce mai arată el în continuare, încă se aplică în ziua de azi. Deci nu mai stau eu să mă repet pentru orice mastodont. N-are sens. Care și-a la bullying. Aiki, mă auzi? Da. Tu, cum ți-a mers viața după ce Samurai Haida, care se face și numit Cristian Telefonier pe Instagram, cum îți merge viața de când a pus o poză cu tine pe profilul lui de Discord? Cum îți este viața? Bă, deci eu când sunt în autobuz, bă, toată lumea se uită la mine urât acum, bă. Deci nu mă treci. Deci tu, practic, Na. de când Samurai Haider a pus poza aceea de profil, tu ai intrat într-un fel, te-ai făcut vedetă, toată lumea se uită la tine, dar tu nu vrei să fii vedetă și pe tine te distruge Nu, asta, nu? se uită urât la Se mine, uită nu se uită urât. frumos, cu hate. Înțeleg, înțeleg. Și tu ești foarte derutat, nu? Tu încă te E duci la da. psiholog din câte mi-ai zis. Exact ca și mine. Normal. Uite, acum presupun că ți-ai Xanax-urile ca să te liniștești. Nu, iau Omega 3. Na, ca să te liniștești. Ok. Hai să ne... pe ăsta nu-l întrebim. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat pentru acest interviu. Sper să duceți o viață frumoasă în continuare, dacă veți mai putea. Deci, mi se pare că aproape toată această secvență e făcută aproape în glumă. Băiatul căruia îi se ia interviu pe nume Ike sau cum dracul cheamă, este de asemenea un prieten de-al meu, a fost prieten bun deodată, dar mi se pare că aproape în bagiocură a făcut acest interviu și râdea în timp ce făcea interviu și de asemenea mi s-a părut foarte interesant care așa niște probleme de vorbire. N-am înțeles exact ce a vrut să spună. Cu Omega 3 și cu de-astea e mai ciudat. Omega 3 ca să se liniștească, nu știu, mi s-a părut ceva foarte ciudat. Deci nu știu câtă avanță are această secvență, dar ne întoarcem mai târziu despre acest personaj pe nume Aike. Hei, da, dacă vezi asta, te provoc la 1v1 în vară când vii, sau acum mă duc eu în București, te provoc la 1v1 să ne batem că ești prea pulaciu. Să vedem cine e mai șmecher. Serios, tu cu mine, 1v1. Bun, băieți, acum haideți să intrăm în dovezile împotriva acestui băiat care a vrut pe mine să mă denigreze, dar acum roata se întoarce, băiatul meu, că nu poți să o dai așa cu mine, Samurai Hydra. Bun, avem aici ca și prim martor un vechi prieten de-al lui Ectas, de asemenea cunoscut ca și Flavius.
acest băiat pe nume Sufletel, de asemenea cunoscut ca și Florin. Acest băiat a avut foarte multe probleme din cauza acestui om malefic pe nume Ectas, de asemenea cunoscut ca și Flavius. Și ei sunt prietene când sunt mici și foarte multe probleme i-a cauzat Flavius lui Sufletel. Bun, hai Sufletel să intrăm în povestea când ți-a dat el mingea peste profi, cum mi-ai spus mie. Doamne Dumnezeule, hai să începem cu mingea. Bă, am ieșit eu într-o zi și mi-a dat așa, mi-a dat una peste cap. Exact. Bă, să vedeți, mă, oameni buni, ce oameni nesimțit avem noi acolo. Un om de nici 24 de carate mi-a dat mingea pe profi și după râdea de mine. Și după așa a făcut? Așa a făcut. Incredibil. Să nu zic. Acum povestește-ne despre cum te-a obligat el atunci să fumezi și cum fumează el în gang și ce mai face el. Da, el face așa parte dintr-un gang și m-a pus să fumez și mamă ce mi-a făcut, m-a bruscat, mi-a dat, măcar dacă îmi dădea de alea bune, n-a dat, a dat de alea de 14 lei, băi băiatule ce-a făcut. Deci tu îmi spui mie că acest băiat a avut tupeul ca pe tine, un copil inocent, să te oblige să fumezi, fiindcă el fumează foarte mult? Exact. Doamne ferește. Acum povestește-ne despre incidentul cu colindatul, te rog. Da, băiatule, deci era iarnă într-o zi, era să ne calce mașinile, înțelegi? Era 24 decembrie 1960 și... 1960? Incredibil. Incredibil, într-adevăr. Și ne-am dus la colindat, eu, Flavius și Rareș, încă un bulangiu, și amândoi m-au ciordit cu peste 100 de lei la colindat. Așa au făcut, nu? Rareș este Ike, ca să clarificăm. Așa, continuă. Clar. Și m-au lăsat fără bani, mamă. A trebuit să merg pe jos 2 km, era să mă carce mașina de ajuns. Incredibil, ce pot să ajungă să facă niște oameni pentru niște bani murdari. Incredibil. Exact. Acum povestește-ne despre bătaia cumplită pe care ai încasat-o de la acest domn. Domn, dacă pot să-i spun așa, acest bulangiu când te-a bătut. Te rog să ne povestești. Exact. După ce am ajuns eu din colindatul meu frumos, am ajuns la el să-mi cer banii, m-a băgat la el în casă, am crezut că îmi dă vin. Mi-a dat o pernă în gât, în schimb. Și atunci, credibil, bă, oameni buni, a încercat să mă sufoace. M-a luat cu perna decât m-a tras de pereți. Oameni buni, am... Te-a bătut până ți-a dat sângele, din câte am înțeles, nu? M-a bătut până mi-a dat sângele pe nas. Un lucru cumplit, într-adevăr. Bun, vă mulțumim, domnule Sufletel, pentru acest interviu acordat aici, pe canalul meu. Este într-adevăr tragic ce poate să ajungă să facă o persoană pentru niște bani, pentru faimă, pentru putere. Incredibil. Vă las Incredibil. Pentru această seară. Îmi pare rău pentru ce vi s-a întâmplat. La revedere! La revedere! Acum, ca și penultimul punct, vreau să atingem înapoi un pic despre Ike. Acest băiat, odată, a intrat pe un server de 5M și știți ce a făcut? Ghici ce a făcut pe un server de Discord. Server de Discord, dar un server de 5M. Imaginați-vă ce a făcut. A fost un bărbat atât de alfa încât a intrat acolo, da, a intrat acolo și a jurat pe toți. Le-a spus că sunt cartofi prăjiți, mămăligă cu pâine și pepeni cu coajă sau ceva în genul. Deci omul acesta, ce vreau eu să dovedesc prin aceste lucruri, că omul acesta... Bă, nu poți să-și dea cu părerea despre chestiile astea când el însuși este un mare, mare, mare interlop. Adică nu este. E inofensiv. Da. Cam asta a fost ideea despre Ike. Să trecem mai departe la următorul și ultimul punct despre Flavius de atins. Nu mai da aia. Ah, bun. Bă, nu știu ce minuta. Oameni, bă, cine a învățat după asta? Bă, nu ești pe mute. Ești pe mute. Luați-mă, doamnă, vreau la telefon. Ce am vrut să vă arăt din ultimul videoclip pe care tocmai ce l-ați vizionat este faptul că acest om n-are niciun principiu, n-are niciun respect față de nimic. El, la o oră, de engleză mai exact, a înjurat fără nicio problemă.
Deci omul ăsta n-are niciun fel de respect. Deci cum poți să ai încredere într-un om care face lucruri de genul? Nu ai cum. Chiar nu ai cum. Și ca și ultim lucru, am vrut să vă arăt acest screenshot unde arată că el a început această dramă numai și numai pentru views. Deci, Flavius, dacă vrei să ții minte ceva din toată această dramă, care tu ai început-o, nu eu, este că nu te pui cu Samurai Hydra. Ai înțeles? Mă faci bombardier, nu mă faci interlop, nu te iei de mine. Fiindcă eu nu sunt bombardier, nu sunt interlop, sunt doar un om normal. Deci nu este ok ceea ce ai făcut. Să încerci să mă denigrezi în asemenea hal. Cu asta te las. Te-am distrus. Îmi pare rău. La revedere.